10.000 de lei ar putea să-i costă o vulpe, după care chipurile s-ar fi fugărit doi amici din satul Pohoarna, raionul Șoldănești. În speranța să prindă codoasa, aceștia au parcurs peste 15 km pe un câmp semănat cu grâu de toamnă, ce aparține unui agent economic din localitate. Inițial, cei doi, între care un pădurar, spuneau că ar fi urmărit un individ ce tăiase ilicit o căruță de lemne. Luați la întrebări de ce s-au rotit de mai multe ori pe același sector de pământ, persoanele cu pricina au spus că s-au luat la goană după o vulpe. Să-mi ieși pe lătrea, știi că tu ai fermat greușeala, să văd urmele nebune, parcă un buldozer o mărs, un tractor o mărs în greu. Buldozer, cum simți tu? De cum de pe lătrea? Cine știi, minim a avut și m-a apucat inima. Dar tu ai mers, hoi băștom. Eu cinstit spun, îți recomand. Părerea mea, vrei, crede, să te duci și să te controlezi la psihiatru. Polițistul din regiune spune că făptașii au fost depistați imediat după urmele mijlocului de transport. Chiar dacă aceștia negau orice acuzație, probele aduse de oamenii legii i-au determinat să-și asume fapta. La întrebarea pusă ce a căutat pe câmpurile, pe lanurile Sârlâpul Harna Agrului, persoanele mi-au răspuns că, fiind în stare de ebrietate, nu s-au dat seama ce fac. Noi venim de zaprac și o ștop vulpe, ia ca dumneavoastră. Agentul economic din Pohoarna se plânge că nu este pentru prima dată când amatorii de vânat nocturn distrug culturile agricole. E mai agravant că cei doi sunt persoane care își propuneau serviciile în a asigura ordinea în gospodărie. Niciodată nu m-am gândit că prietenii mei, care noi ne sfătuim cum spăzăm câmpurile, ei singuri încalcă și îmblă noaptea după iepuri. Niciodată nu m-am gândit. Dar asta, cazuri de astea am avut vreo 7 sau 8. Angajații de la Direcția Agricultură și Alimentație din raionul Șoldănești bat alarma că s-au întețit cazurile când braconierii distrug culturile de pe câmpuri. De la începutul anului a fost călcat grâul la Răspopeni și Pohoarna. În ambele cazuri, pagubile se cifrează la 10.000 de lei. Cu părere de rău vreau să menționez că în cazul dat numai au fost depistat, dar practic în toate gospodăriile au apelat la Direcția Agricolă să le acordăm ajutor privitor la distrugerea câmpurilor din cauza vânatului. Noi să ne achităm cu pagubă și mai mult nu se repetă. La Inspectoratul de Poliție din Șoldănești am fost anunțați că, în afară de acoperirea pierderilor materiale gospodarului, indivizii de la Pohoarna riscă o amendă în sumă de 3.000 de lei, privarea de dreptul de a deține arme de foc pe o perioadă de 5 ani.